Proiectul de asfaltare demarat de municipalitate în urmă cu câteva săptămâni le dă mari bătăi de cap locuitorilor din zona de nord a orașului Bacău. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul că firma care se ocupă cu reabilitarea drumurilor a decapat străzile și zile întregi le-a lăsat așa fără să le acopere cu noul strat de asfalt. Aglomerație, șoferi nervoși, străzi stricate și multă mizerie. Așa poate fi descrisă zona de nord a municipiului Bacău. Primăria a decis să înceapă asfaltarea străzilor din acest cartier. Problema locatarilor este însă modul în care se execută lucrările. Săptămâna trecută, străzi precum Ștefan cel Mare, 22 decembrie sau prelungirea Bradului au fost decapate de către lucrătorii firmei de asfaltare și de atunci aceste străzi au rămas în acest stadiu. Cum se circulă pe străzile acestea? Nu, foarte greu. Gropi multe și... Mi se pare normal să decapeze și zile întregi să lase drumul așa? Nu mi se pare normal. Aici au decapat acum două zile, două seri, într-o seară. Nici n-au anunțat, n-au zis nimica, mașinile erau toate parcate aici. Într-o seară, pe la 10 seara, chiar nu știam ce trece, că am auzit zgomotul. Și de atunci, așa sunt, dar sunt străzi încolo care sunt de vreo săptămână, două, cel puțin pe acolo prin capă la 22, un întoarce acolo de... și mergem cu copilul în parc și mizerie și tot ce se poate. Locatarii orașului poate să zică ce vor, însă primăria și angajații primăriei fac ce vor ei. Asta e de când lumea, așa se întâmplă la noi în România. În rest, noi ce? Trebuie să suportăm. Uitați, m-am chemat de casă, am tras mașina pe trotuar și acum plec unde am treabă, dar asta e. Asta e la noi în România și mai ales în Bacău. Momentan, în zona asta a orașului, partea de nord, au început cei de la drumuri sau să tragă asfaltul vechi, care în unele zone era destul de bun, mai ales pe partea Ștefan cel Mare. Nu știu, acolo nu cred că era nevoie să decoperteze asfaltul pentru a-l schimba. Mi se pare că e cam o treabă făcută de mântuială, pentru că asfaltul era bun. Nu știu de ce l-au scos ca să pună acel 2 cm de asfalt cică, care ăla în câteva luni va sări. Din cauza acestor lucrări, mașinile care traversează zona sunt nevoite să stea la cozi infernale pentru a putea trece. În urma decopertării a rămas doar pietriș, care le creează mari probleme șoferilor. Se circulă destul de prost. De ce? De ce? Se sablează mașina, sare pietriș, geamuri sparte. Mi se pare normal să decapeze și să lase așa zile întregi? Păi nu mi se pare nimic, măcar să facă ceva, dar să facă ceva urgent. Și dacă s-ar putea noaptea, cât e traficul mai liber, nu e normal, nu ziua. Ziua când te deviază pe toate părțile și așa, Bacău este un nod al Moldovei, unde sunt toate județele, aici se bifurcă. Se lucrează, sunt multe mașini și traficul e aglomerat. Acum, dar dacă se termină reparațiile, se vede bine, normal. Străzile cum vi se par? Proaste. Pentru că se repară prost, de mântuială. Se repară, ține jumătate de an, se strică din nou. Deci nu e calitate. E mult încurcă. Pe strada Produpurice, traficul a fost parțial oprit. Locatarii care locuiesc în blocurile din spatele stației de autobuz au fost nevoiți să-și mute mașinile departe de casă. Nemulțumirea lor este că, deși au interzis accesul mașinilor în acea zonă, nimeni nu lucrează, iar o mare parte a utilajelor stau parcate pe marginea drumului.